Bună dimineața din nou! Păi ce-am putea să gătim astăzi de Dragobete decât niște aripioare îndrăgostite? Nu-i așa? Aripioare îndrăgostite, aripioare pe care 24 de ore le-am ținut într-un baiț cu puțin oțet balsamic, cu puțină miere, cu puțină lămâie, cu un pic de piper verde, cât un pic din fiecare. Putem să adăugăm și niște condimente, cum ar fi mai puternice, un pic de cimbru sau chiar și niște rozmarin. După ce aripioarele stau circa 24 de ore obligatoriu la frigider, pentru că am vrut să fie un pic picante, le-am adăugat pastă de ardei iute, dar și un pic de pastă de ardei dulce. Nu trebuie să vă speriați că schimbă ușor culoarea, asta pentru că gusturile se întrepătrund și asta înseamnă că aripioarele prind toate aceste arome, se giftuiesc, ca să spun așa, cu arome. Bineînțeles că aripioarele am să le prepar la cuptor, n-am să le prăjesc pentru că vreau să fie mai sănătoase, dar separat am o garnitură normal de orez cu rizoni. Rizonii sunt niște paste care sunt exact de forma orezului, pe care doresc, înainte de a le așeza împreună cu orezul la fiert, să le rumenesc ușor, astfel încât să devină aurii. Iar dacă vorbesc despre aurii, am și stafide aurii pe care le voi adăuga în orez. Dar am uitat să vă spun, foarte important, câteva bețișoare de scorțișoare între aripioare la cuptor nu strică absolut deloc. Evident că am să prepar un sos care face legătura între cele două ingrediente. Un sos simplu, dar în același timp foarte special, cu smântână dulce bătută, adică cu frișcă neîndulcită, în care adaug mascarpone, hrean, un pic de miere și, bineînțeles, dulceață de coacăze negre, ca să fie un pic marmorată și în același timp să fie foarte gustoase. Aripioarele pot să le stropesc ca să le dau o notă mai specială, timp ce stau la cuptor, cu un pic de vin roze, iar dacă vreau să le dau un gust mai pronunțat de vin, pot să continui cu un pic de oțet, oțet balsamic. Cam atât deocamdată, băieți. Mulțumim tare mult! Vlăduț a făcut o combinată alpină interesantă, pentru că avem lucruri simpatice și, atenție, avem și celebrul orez. Sigur că da. Se spune că atunci când gătești, este bine să gătești cu zâmbetul pe buze și cu multă dragoste. Astfel vei obține o reușită de plină pentru preparatul pe care încerci să-l gătești sau chiar să-l creezi. De ce nu, că e bine să ai un pic de imaginație întotdeauna în bucătărie. Aripioarele, de exemplu, ținute 24 de ore la baiț, apoi așezate într-o tavă în hârtie pergament stropită cu vin, cu câteva feliuțe de lămâie și cu miere, date la cuptor circa 40-50 de minute la foc foarte, foarte iute, astfel încât să prindă o crustă închisă la culoare, iar în interior să rămână foarte, foarte moi, așa, astfel încât să se desprindă de pe os, cum spune românul. Sosul este foarte simplu pentru aripioare. Este un sos pe suport de frișcă lichidă, de smântână dulce, neîndulcită însă cu zahăr, bine de tot bătută, apoi adăugat mascarpone, hrean, dar și un pic de dulceață de coacăze roșii sau negre, dacă...